primăria condusă de Volosevic, care expiră și urmare va trebui renegociat un alt tip de contract în care administrația să nu fie implicată decât în ceea ce privește baza sportivă și nu cu alte cheltuieli, ci celelalte cheltuieli trebuie suportate atât din performanță. În cazul de față, câștigarea cupei aduce bani europeni, înseamnă promovarea echipei Petrolul în Liga UEFA, nu Liga Europa, care înseamnă o grămadă de bani la fiecare meci. Doi, se mai valorizează niște jucători care au devenit vedete, care aduc bani, ceea ce se întâmplă în istoria oricărui club. Real Madrid îl vinde cu 100 de milioane pe Ronaldo și își ia 25 de jucători și trăiește 4 ani. Din punctul dumneavoastră, Bochila cât ar valora? Nu știu, nu mă pricep. Nu mă pricep, nu sunt involvat în... Dar lumea vorbește de 5 milioane de euro. Credeți că pleacă odată?